Leul ar putea rămâne de domeniul trecutului, arată un sondaj Eurobarometru. Peste 75% dintre români își doresc să treacă la moneda europeană. Țara noastră se află încă printre statele care nu au trecut la moneda unică, la fel ca Ungaria. De curtea Constituțională a decis că legea prin care s-au eliminat pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstituțională. Primarii vor să intre și ei în rândul celor care primesc mai mulți bani la bătrânețe. și locale au început deja să pună presiuni în partidele din care fac parte în acest sens, mai ales că sunt singura categorie categorie de oameni politici din România care nu primesc asemenea pensii. Curtea Constituțională a decis ca pensiile speciale pentru parlamentari să fie din nou valabile, iar primarii nu au întârziat să reacționeze și să reia presiunile pe partidele din care fac parte în acest sens. În total vorbim de sute de parlamentari care vor primi pensii cumulate pentru mai bine de un an. Executivul nu a prevăzut însă nicio sumă în bugetul pentru acestea, iar acum va trebui să găsească bani pentru a le achita. Mai mult, această sumă va fi majorată dacă presiunile aleșilor locali vor primi un răspuns afirmativ. În prezent, ei au rămas singura categorie de aleși care nu primește asemenea venituri la bătrânețe. Mai mult, demersul lor e susținut deschis de UDMR. Pe baza noilor calcule, pensia specială pentru un mandat va ajunge la 4800 de lei, cea pentru două mandate va ajunge la 8800 de lei, iar pentru trei mandate va trece de 10.000 de lei.